Astăzi am avut mai multe discuții, în primul rând cu primarii din Țânțăreni, Ceamăna și Ciobanovca, vis-a-vis de angajamentele pe care le avem de ambele părți, cu fiecare în particular. Am fost și am vizitat inclusiv lucrările care se fac pe partea de crearea stadionului despre care am avut înțelegere, unul multifuncțional, unul care urmează să fie în aer liber pe terenul existent, reabilitat, și teren de basket, volei, terenurile de joacă care trebuie să fie în Țânțăreni. Totodată am evoluat capacitatea de intervenții pentru acele angajamente legate de reparația drumurilor. Colegii suplimentari vor ieși în teren să verifice de unde putem să începem și când putem să începem acele lucrări. Și totodată am insistat împreună cu domnul director de la Autosalubritate, colegii din primăria municipiului Chișinău, să vedem cum decurg lucrările la poligon nemijlocit, până când toate angajamentele pe partea de compactare și aducerea gunoiului sunt realizate. În același timp am vrut să vedem cum stau lucrurile la stația de levigat. Colegii care astăzi nemijlocit implementează proiectul ne asigură că până la începutul lunii decembrie, deși noi am solicitat să fie termeni restrânși și poate noiembrie, cel târziu sfârșit, să fie finalizate lucrările. Și în instanță finală, din tot acest livigat sau, să zicem așa, ape urât, mirositoare și toxice, vom obține 80% din masa totală, în practic apă care poate fi utilizată pentru lucrările agricole, dar și alte lucrări care ar fi necesare, inclusiv deci depozit pentru eventuale, nu de Doamne, alte situații neplăcute, inclusiv legate de eventuale incendii aici la Țânțăreni. În orice caz, situația, colegii îmi spun că este ținută sub control și urmează deja să realizăm următoarea etapă legată de dig. Colegii de la Autosalubritate au lansat licitația și, în mod normal, până în finalul anului, ar trebui ca aceste lucrări să fie finalizate. Evident, dacă nu vom mai da contestații sau altceva pe această parte, dar în mod normal suntem în termenii stabiliți conform contractelor și înțelegerilor pe care le-am avut cu locuitorii, cu primarii din regiune și cu locuitorii municipiului Chișinău, evident.